Bine v-am găsit, sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română, o emisiune despre educație și cultură în care am încercat de fiecare dată să dezbatem subiecte interesante și cu invitați foarte bine pregătiți, specialiști în domeniile în care activează fiecare. Iar astăzi vreau să facem o vizită prin orașul Târgoviște, care nu doar îmi este drag pentru că este orașul în care locuiesc, ci este un oraș istoric, un oraș care a fost și este încă foarte important, a fost vreme de secole capitala țării românești și nu cred că putem să discutăm sau nu puteam să discutăm despre acest subiect cu un invitat mai potrivit decât cu primarul municipiului Târgoviște, cu domnul Daniel Cristian Stan. Domnule primar, este o onoare să fiți alături de noi la această emisiune. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, onoare și pentru mine să fiu prezent în acest studio și felicitări pentru emisiune și pentru acest tip de emisiune. Vă mulțumesc. Cum este să fiți primarul Târgoviștei, un oraș cu o încărcătură istorică, cu foarte multe obiective turistice în contextul actual? Da, e o întrebare la care nu pot să avea multe răspunsuri. Să fiu primar al Târgoviștei reprezintă cea mai mare onoare a vieții mele. Lucrul acesta l-am spus, repet și îl voi susține tot timpul. Dar în același timp este și o mare responsabilitate, pentru că sunt multe provocări pe care trebuie să le duci sau cărora trebuie să le faci față, și atunci suntem tot timpul într-o cursă contra cronometru pentru atragerea de finanțări, pentru realizarea de proiecte, plus serviciile publice pe care trebuie să le gestionăm. Bineînțeles, nu fac lucrul acesta singur, îl fac cu o echipă întreagă, însă principal responsabilitate, știți cum e, o are primarul. Când lucrurile merg bine, e normal. Când ceva merge prost, e vina primarului. Așa că da. M-am învățat cu această modalitate de lucru. Am împlinit 9 ani de cât conduc municipiul Târgoviște, parcă a fost ieri. Și în toți acești ani am încercat, așa ca să rezum la o singură chestiune, am încercat să mă ridic la înălțimea încrederii și așteptărilor oamenilor. Acesta a fost obiectivul meu, ca să spun așa, general, dincolo de celelalte obiective de parcurs și așa mai departe. Și nimeni nu este în această funcție. De fapt, în funcțiile publice nu suntem efemeri. Însă important este ca după ce pleci dintr-o funcție publică, să de mare responsabilitate, să te poți uita cu mândrie în ochii oamenilor. Acesta este lucrul cel mai important, iar eu asta îmi doresc ca și obiectiv general. Pentru că dacă te poți uita în ochii oamenilor, înseamnă că te-ai achitat de sarcinile pe care le-ai avut. Da? Pentru că aici, așa, în linii mari, este un angajament reciproc. Pe de o parte, oamenii îți dau încredere prin vot. Nu există o modalitate mai obiectivă și mai concludentă de evaluare a activității într-o funcție electivă decât atunci când te duci și dai examenul capital în fața oamenilor. Dacă oamenii au încredere și îți dau votul lor, au încredere în tine și îți dau votul lor, atunci se nasc obligații importante din partea ta. Da? Și asta este să poți să faci față provocărilor și să fii acolo unde oamenii se așteaptă să fii. Cam aici e mult de discutat ce înseamnă sau ce presupune a fi primar într-un municipiu, reședință de județ, dar în linii mari și rezumând așa la o singură idee, cam pe aici ne învârtim, raportat la obiectivul major pe care l-ai. Noi, aici nu e vorba numai de o funcție de primar, ci orice funcție, în orice funcție trebuie să vezi acea funcție sau să ca un cumul de responsabilități, nici de cum ca pe un cumul de privilegii. Și dacă reușești să cântărești la modul acesta situația, ai șanse mari să faci treabă bună până la urmă. Că asta e menirea noastră, de a fi în folosul cetățenilor, de a
dezvolta comunitățile locale, sigur, în lumina prerogativelor legale pe care le ai, da, în general, și poate cel mai important ingredient este munca. Nu există, nu există altă explicație. Dacă vrei să atingi un obiectiv, indiferent de natura acestuia, trebuie să muncești. Por fi și scurtături sau drumuri mai ușoare și mai rapide. Eu nu le-am găsit. Deci, și atunci când ceea ce realizezi este clădit pe perseverență, pe muncă și așa mai departe, ai un fundament stabil, un fundament solid care îți permite să fii bine, să fii așa pregătit pentru ceea ce te așteaptă. Și cred că și rezultatele sunt pe termen lung și durabile atunci când în spatele lor se află un efort susținut. Cu siguranță, dar repet, chestiunea aceasta nu e valabilă numai pentru activitatea din fruntea unei administrații publice locale, ci pentru orice, și un examen la școală, dacă l-ai. Exact. Dacă vrei să iei o notă bună și vrei să performezi, trebuie să muncești. Nu există, că ai copiat, copiezi odată, da? Poate te prinde. Și oricum, dacă ai copiat acum, când ai un examen, să spunem, important de final de an sau o admitere și așa mai departe, lecția aia la care ai copiat va fi o pagină albă. Nu vei putea să valorifici lucrul acela. Sau în viață, pentru că până la urmă școala și examenele te pregătesc pentru viață. În viață nu prea poți să copiezi și voiam să vă spun că eu vă admir foarte mult, în primul rând, pentru felul în care arată orașul nostru. Am foarte mulți prieteni care mă vizitează, prieteni, nu știu, din țară sau din străinătate, foarte mulți, și sunt foarte surprinși de cât de bine arată, pentru că spuneam de la început că Târgoviște este un oraș istoric, a fost vreme de secole capitala țării românești, a fost reședință domnească, avem și curtea domnească, însă e foarte important și ce facem în prezent, pentru că am intitulat emisiunea foarte sugestiv Târgoviște trecut, pe care ne bucurăm să-l avem, prezent, unde și aici dumneavoastră aveți, iată, un rol foarte important. Și sperăm că și un viitor la fel de frumos. Eu am selectat și câteva imagini cu aspecte din Târgoviște pe care aș vrea să le comentăm și să ne spuneți ce se află în spatele lor, eventual și alte proiecte pe care le aveți în desfășurare. Înainte de a vedea imaginile, aș menționa că este important și faptul că am reușit în anii aceștia să accesăm foarte mulți bani nerambursabili europeni de la Guvernul României, prin CNI, PNDL, Angel Salini și așa mai departe. N-am vrut să ratăm oportunități de finanțare. De ce? Noi nu avem un buget foarte mare. Uh-huh. Asta este situația. Nu avem un buget care să ne permită să susținem foarte multe cheltuieli din bugetul propriu. Da, suportăm în mare parte cheltuielile de funcționare, dar ceea ce înseamnă dezvoltarea, secțiunea de dezvoltare, proiectele, investițiile pe care le avem în proporție de 80% au componenta aceasta de finanțare nerambursabilă. Și lucrul ăsta este, repet, este foarte, foarte important. Municipiul Târgoviște, pe programul operațional regional care s-a încheiat la 31 decembrie, a reușit să obțină fonduri europene cât toate celelalte municipii reședințe de județ la un loc din regiune. Wow. Ba, chiar cu vreo 100 de milioane mai mult decât suma celorlalte. Și vorbim de orașe din regiune, suntem 7 județe, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, și avem Ploiești, avem Pitești, avem Giurgiu, avem Alexandria, avem Slobozia, avem Călăraș, da? Și am reușit să accesăm bani europeni cât toate aceste municipii reședinte de județ la un loc. Și lucrul acesta se și vede în ceea ce se întâmplă în municipiul Târgoviște. V-aș da un exemplu și un pariu pe care cred eu că suntem pe care să-l câștigăm. Transportul public din Târgoviște era ceva aproape înfiorător ce aveam. Am reușit să investim 149 de milioane de lei în transport public local. Niciun leu de la bugetul local. 149 de milioane de lei reprezintă bugetul municipiului Târgoviște în taxe și impozite pe 3 ani.
Noi am accesat, iată, se vede și aici avem autobuzele, cele 40 de autobuze Mercedes-Benz Citaro hibrid, vârful de gamă pe ceea ce înseamnă transportul public local în Europa în acest moment, și depoul cu autogara de pe calea Ialomiței, toate reușind să facă din municipiul Târgoviște un oraș cu un transport public local în care nu ți-e rușine. Te sui în autobuze noi, Mercedes-Benz Citaro hibrid, autobuze ecologice, poți să te duci să îți încarci, spre exemplu, telefonul cât stai în autobuz. Da? Avem locuri speciale pentru persoane cu dizabilități, rampă pentru persoane cu dizabilități, monitorizare video, interior, exterior. Acestea sunt stațiile de autobuz pe care le avem cu panouri fotovoltaice, iarăși o componentă a acestui proiect pe care am reușit să-l implementăm cu succes și să oferim târgoviștenilor și celor care vin în Târgoviște o altă perspectivă. Da? Pentru că dacă vezi niște autobuze din alea de piși din ele și cât ar arăta orașul de bine, ți se pare că e ceva, în regulă. E bine, lucrul acesta l-am reușit și vreau să le și mulțumesc târgoviștenilor pe această cale, pentru că au grijă de el. Ele arată ca noi. Cele mai multe arată ca noi, deși sunt în unele de aproape 3 ani sunt în circulație, când am cumpărat primele autobuze, au venit pe loturi așa, 10 și așa mai departe, dar oamenii au grijă de ele și ne bucurăm pentru că e un efort comun. Suntem o echipă. Într-o echipă aici, da. Pentru că nu avem, vă dați seama că nici nu avem capacitatea de a supraveghea toate aceste aspecte, chiar dacă ele sunt monitorizate video, chiar dacă încercăm să lucrăm puțin la mentalitatea personalului. E o chestiune pe care trebuie să o facem. Mai avem încă tare așa pe această zonă, dar încet, încet să reușim să schimbăm și lucrul acesta. Iar, repet, un pariu câștigat, eu spun, e transportul public local din Târgoviște, cred că este cel mai important proiect din România pe această componentă, prin care am reușit să achiziționăm 40 de autobuze. Repet, vârful de gamă, autobuzul anului, la momentul la care le-am achiziționat, autobuzul anului în Europa pe ceea ce înseamnă transportul public local. Așa se circulă în Dortmund, așa se circulă în Madrid, așa se circulă, nu știu, în Berlin și în alte orașe importante. E o mândrie pentru noi. De asemenea, cele 3 autogări plus depou pe care le-am făcut, am asfaltat coridoarele de transport pe bani europeni, și anume Bulevardul Carol, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Gării, Strada Cotenin Stancu Ion, plus pasajul de lângă Pafcom, da? Plus stațiile de autobuz, plus programul de management al traficului pe care îl avem, toate acestea într-un efort de a moderniza municipiul Târgoviște și de a ne racorda până la urmă la ceea ce înseamnă un trafic modern. Veți vedea că cred că oamenii știu, în orașele importante din Europa și din România, transportul public este folosit pe scară largă. Acesta este viitor. Oricât de multe locuri de parcare am face noi, vor veni mașini. Da, multe, da. Mai multe. Soluția nu e asta. Soluția este să oferi un transport public de natură să răspundă necesităților. Mai avem de lucru să mai corelăm anumite lucruri, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Iar cel puțin în Târgoviște, nu știu dacă este cel mai mic tarif din România, dar 2 lei este unul dintre cele mai mici tarife care există în România. Vorbesc de municipiul Târgoviște. Avem și transport în zona periurbană. Am reușit să utilizăm aceste autobuze și pe zona periurbană, în jurul municipiului Târgoviște, și avem în licitație încă 21 de autobuze electrice pe care le achiziționăm prin PNRR, un proiect de aproape 70 de milioane de lei, prin care din nou ridicăm sau aducem la un alt nivel oferta pe transport public local pe care o avem, și mă bucur că am reușit să facem asta într-o manieră, spun eu, convingătoare. Și lucru remarcat și de cei din Ministerul Dezvoltării, care a gestionat, de fapt, principala provocare este accesarea de bani. Permanent s-a spus, domnule, România nu accesează bani europeni. Uite că noi reușim să accesăm bani europeni. Reușim să accesăm bani europeni și pentru că e unica
posibilitate pe care o, pe care o avem să, să ne dezvoltăm. La fel, pe Anghel Salini am reușit într-un an să asfaltăm, să reabilităm străzi importante din municipiul Târgoviște, Calea Domnească, spre exemplu, cea mai lungă stradă din, din Târgoviște, Bulevardul Independenței, iarăși o stradă, iarăși o stradă importantă, străzile din microiul numărul 9. Lucrăm acum pe Maior Brezișanu, pe Ana Ipătescu, pe Mihai Eminescu, toate, toate cu bani nerambursabili, pentru că ne permiteam. Aici avem Mircea cel Bătrân, mai devreme am avut o parte din Calea Domnească. Merita Calea Domnească un proiect prin care să, cred că e cea mai tranzitată stradă din, din Târgoviște și zona de, zona de eu știu, de turism către munte și așa mai departe. Merita să avem o stradă care să arate bine, care să ne facă cinste. Aici, din nou, Bulevardul Mircea cel Bătrân, cu banda dedicată pentru transportul public local. Iată că avem așa ceva în Târgoviște, o bandă dedicată. Ceea ce în urmă cu câțiva ani ar fi părut așa de domeniul, de domeniul fantasticului. Și mă bucur că în câțiva ani de zile, de când am implementat acest proiect, am reușit să creștem cu peste 100% numărul de călători. Wow. În pe numărul de utilizatori ai transportului public local din Târgoviște. Lucrul acesta e un reprezintă un indicator foarte important cu privire la utilitatea acestor, acestor investiții. În de transport public local am vorbit cam mult. De asemenea, infrastructura educațională reprezintă o componentă prioritară a strategiei de modernizare, reabilitare și, și dezvoltare, dacă vreți, a municipiului Târgoviște. Investiția în școală, investiția în copii este fundamentală pentru a avea un viitor așa cum ne dorim, așa cum ne dorim cu toții. Dincolo de actul didactic, care nu face parte din competența administrației publice locale, tot ce înseamnă dotare, spații de învățământ și așa mai departe, reprezintă o componentă importantă a activității noastre și am reușit în câțiva ani să schimbăm și aici lucrurile, adică școli precum Mihai Viteazu, Matei Basarab, de asemenea, eu știu, grădinița 13, grădinița 15, grădinița numărul 8, creșa 2, creșa 8, creșa 13, creșa 14, creșa 16. Reprezintă numai câteva exemple de investiții finanțate, toate din fonduri nerambursabile, nici măcar una din fonduri, din fonduri de la bugetul local. Plus avem acum poate cel mai important program de modernizare a unităților de învățământ din, din municipiul Târgoviște, axat pe două direcții. Pe de o parte avem Planul Național de Redresare și Reziliență, pe de altă parte avem Programul Operațional Regional. Am început să distribuim și dotările pe care le-am obținut pe un proiect de peste 35 de milioane de lei, prin care aproximativ 500 de săli de clasă au fost dotate cu echipamente digitale. De asemenea, au fost dotate cu mobilier. Avem laboratoare de informatică, zeci de laboratoare de informatică care au fost, care au fost sau vor fi dotate în funcție de când vor fi livrate aceste dotări. Ateliere. Investiții în ateliere. Noi am păcătuit pe, pe componenta aceasta ca și sistem. Uite că acum, că acum le avem. Laboratoare de științe, de asemenea, fac parte din acest proiect, un proiect de peste 35 de milioane de lei. Avem în licitație în acest moment și una dintre cele mai mari investiții, de fapt cea mai mare investiție implementată vreodată în infrastructura educațională din municipiul Târgoviște. Este vorba de Voivodul Mircea, de liceu Voivodul Mircea, liceul 2, cel de la lângă gară, unde avem un complex de proiecte care ne apropiem de vreo 60 de milioane de lei și pe eficientizare energetică și pe consolidare antiseismică și suntem în licitație cu aceste, cu aceste proiecte. Inclusiv corpul principal va face obiectul unei investiții importante. De asemenea, școala numărul 9, școala Grigore Alexandrescu, eu sunt absolvent al acelei unități de învățământ și mă durea așa cum ajunsese să arate acea școală și a pierdut personalitatea juridică, face parte din componența școlii numărul 3, Smaranda Gheorghiu. Nu asta ar fi problema, dar
condiție și numărul mic de copii. Și atunci am reușit să identificăm o finanțare, de fapt două finanțări, una pe eficientizare energetică, prin care vom reabilita termin clădirea, schimbăm acoperișul, schimbăm instalațiile, schimbăm tâmplăria, și una pe o bază sportivă pe care o vom realiza acolo, și eu sper ca în câțiva ani de zile să, ca acea unitate de învățământ să redevină școala pe care o știu eu și unde am învățat eu și unde erau 3.000 de copii. Da, da, da. Da. Și unde nu se va mai învăța vreodată în trei schimburi, că eu intram la ora 3:20. Dar sper ca acea școală să redevină ceea ce a fost. Ați menționat două aspecte la care lucrați în prezent. Educația, un aspect fundamental, a zice eu, pentru orice societate, și transportul public, care cred eu că, fiind unul confortabil, îi va încuraja pe cetățeni să-l folosească și atunci vor renunța poate la mașinile personale și iată cum putem să vorbim de un viitor mai puțin sau un viitor eco. Însă o să vreau să continuăm și alte aspecte în legătură cu orașul Târgoviște după un scurt moment de publicitate. Revenim! Am revenit, sunt alături de domnul Daniel Cristian Stan, primarul orașului Târgoviște, cu care discutam despre câteva aspecte din prezentul acestui municipiu și sau prezentul îndreptat către viitor, aș spune. Domnule primar, este o plăcere să vorbim și să ne împărtășiți lucruri pe care cetățenii le văd. Cel puțin în ultimii ani, Târgoviște are o nouă față și are una frumoasă, nu are una tristă sau posomorâtă. Și pentru că cel mai grăitor, cele mai grăitoare sunt imaginile, o să vreau totuși să vedem câteva imagini și să ne facem o impresie despre cum arată astăzi Târgoviștea. Da, aici avem stadionul Eugen Popescu, din nou o investiție importantă pentru municipiul Târgoviște. Eu cred că arată foarte bine și sper ca ultimele schimbări de la echipă să și producă emulația de care avem nevoie așa în ultima parte a campionatului. Mai avem 4 meciuri, poate reușim să luăm 12 puncte, cel puțin 12 puncte în astea 4 meciuri, și să intrăm în play-off. O investiție care a durat ceva mai mult, dar cred că a ieșit un lucru foarte bun, și un stadion la cele mai înalte standarde, cu tot ceea ce este necesar, de la instalație de nocturnă, la instalație de încălzire a gazonului, cam scumpă întreținerea, dacă este să pornim de givrare, adică sunt 1000 de euro pe zi și nu prea ne-am permis, dar una peste alta, avem o casă în momentul de față a fotbalului târgoviștean și eu sper ca la următoarele meciuri să vină, să înceapă să vină din nou lumea la stadion. Legat de infrastructura sportivă, mai avem în lucru două investiții foarte importante accesate prin Compania Națională de Investiții: o sală de sport în campusul universitar, pe care o realizează Primăria Târgoviște, și o bază sportivă la clubul sportiv școlar în cartierul Matei Basar sau Microion numărul 3. De asemenea, necesară în principal copiilor care își desfășoară activitatea la acel club, plus este în licitație la CNI încă o bază sportivă pe care o vom face în imediată vecinitate complexul turistic de natație, zonă care, eu zic că s-a dezvoltat foarte, foarte mult pe calea Ialomiței și care va atrage așa foarte mulți târgoviștieni. Avem complexul turistic de natație, o investiție pe fonduri europene de vreo 80 de milioane de lei, finalizată în luna august 2016, la vreun an jumătate după ce am preluat atribuțiile de primar, și mă bucur că am reușit să deblocăm acolo situația și bineînțeles s-a dezvoltat în următorii ani, astfel încât avem utilizatori din toată zona, nu numai din Târgoviște sau județul Dâmbovița, ci și din Ploiești și din alte orașe. Vara mari. E nebunie vara, da? Aici. Și vedem oameni care la ora 8 dimineața sunt la poarta complexului turistic de natație. Ne mai dorim să identificăm o finanțare, să mai realizăm un bazin mare afară. Vom vedea dacă vom reuși să identificăm această finanțare. În rest, bazinul olimpic de înot și sute de copii care vin zilnic și
în noapte și fac sport. E important să nu stea toată ziua în telefon. Exact. Stăm noi în telefon, în tablete și așa mai departe și nu e bine, dar un copil tinde să, cum să spun, să stea foarte mult pe telefon. De altfel, dacă te uiți pe cât stai pe telefon, care ai pe telefon niște date statistice, exact, mai bine nu te uiți. Adică, și chiar trebuie să oferim, și cred că oferim o alternativă copiilor, și cu concursul de not, unul va avea loc chiar la finalul acestei, chiar la finalul acestei săptămâni, și iată, arată foarte bine și ne mândrim cu asemenea investiție. Este unul din bazinele olimpice din România de referință, adică între primele 4-5 din România, și spun între primele 4-5 și între primele 3, pentru că s-a construit la Otopeni acel centru olimpic de natație, care sigur e la alte standarde, dar pentru municipiul Târgoviște și pentru nevoile pe care le are Târgoviște, complexul turistic de natație reprezintă o facilitate ideală, a spune eu. Mi-aduc aminte așa, și vă spun niște lucruri pe care nu le-am mai spus la momentul la care îl deschideam. Cred că pe 8 august 2016, dacă nu mă înșel, s-a deschis. Am avut în noaptea aceea o noapte albă cu toții. A doua zi așteptam 2-3.000 de oameni. Nu se făcuseră niște probe, plecaseră constructorii, executanții, rămăsese pe mâna noastră și eram așa foarte îngrijorat cu privire la ceea ce va fi. Mă rog, încet, încet am reușit să învățăm și ce trebuie făcut acolo, și este în momentul de față o facilitate care oferă o alternativă de petrecerea timpului liber, numai pe not, ci și pe terenurile de tenis, pe terenurile de mini-fotbal, terenul de volei, terenul de basket, cele două săli de fitness pe care le avem în incinta clădirii. Și două saune. Bazinul olimpic plus saunele. Adică sunt niște lucruri care țin de normalitate, exact, până la urmă, dar o normalitate pe care noi nu prea o vedeam în Târgoviște. Că spunea și de copii, care petrec foarte mult timp online, asta așa este, însă când le dai niște alternative, le dai niște posibilități, e foarte probabil să-i scoți de acolo și atunci lupta nu e pierdută, cred eu, și iată, se certifică ceea ce spuneați. Da, și e important vară, iarnă, să ai un bazin olimpic unde să poți să înnoți. Este important pentru un oraș care nu este de talie mare, cum este Târgoviștea. Veți vedea că sunt alte orașe mult mai mari care nu au o asemenea, și cu posibilități bugetare mult mai mari, care nu beneficiază de o asemenea facilitate. Haideți să vedem și alte imagini. Da, avem aici un parc. Cred că este parcul de lângă mall, de la Umegară. Aici nu era absolut nimic, era o unitate militară. Acesta este parcul de lângă complexul turistic de natație, două investiții pe fonduri europene și singurele parcuri noi construite în Târgoviște după Revoluție, construite de la zero. Iar cel de la, acesta este de la mall, iar cel de lângă complexul turistic de natație este cel mai mare parc construit după parcul Chindia, da? Construit în municipiul Târgoviște, după parcul Chindia, dar cu un lac mai mare decât lacul Chindia. Este de două ori, aproximativ de două ori mai mare lacul pe care l-am amenajat acolo. La vară ne vom bucura de această investiție, vom avea debarcadere, vom avea bărci, vom încerca să realizăm și câteva activități așa acvatice mai deosebite, să vedem cum ne putem descurca din acest punct de vedere, dar din nou o investiție pe bani europeni. Aceasta, uitați, arată foarte bine. Dacă este cineva care n-a mai venit în Târgoviște de câțiva ani și îl duci în acel parc și spui unde ești, nu o să poată să spună unde este. Vorbesc de parcul de lângă mall, pentru că acolo s-a schimbat tot. Și drumul nou, Bulevardul Regele Ferdinand, plus strada Negoie Basarab, pe care am lărgit-o la patru benzi, astfel încât să facă tranziția rapidă dinspre și către Bulevardul Ice Brătianu. Acest drum paralel, Bulevardul Ferdinand cu Bulevardul Brătianu, care preia foarte multe cote de trafic și face legătura între Bulevardul Regele Carol
Cerul și strada Petru cel Cer, centura municipiului Târgoviște, așa că sunt, eu zic, imagini grăitoare pentru Târgoviștea de astăzi. Târgoviștea care este o combinație unică și rafinată de istorie și de modernism pe de altă parte, și trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Nu știu dacă aveți imagine de la Parcul Mitropoliei, care este o investiție finalizată acum un an jumătate, și care, uitați, aceasta este alea centrală din Parcul Mitropoliei, am reușit să și restaurăm și să punem în valoare ruinele din zona respectivă, pentru că nu le-am mai fi avut, este clar, dacă am mai fi așteptat, nu le-am mai fi avut deloc. Sigur, sunt imagini de vara, când e totul foarte verde. Catedrala la Mitropolitană, alea centrală, un parc care oferă chiar în centrul municipiului Târgoviște posibilități de relaxare și care, din păcate, nu arăta atât de bine. Acum avem imagini din piața Mihai Viteazu, și reabilitată de către administrația publică locală, așa cum am reabilitat și piața Revoluției, zona de acces pietonal dinspre primăria municipiului Târgoviște către Bulevardul Libertății. De asemenea, Bulevardul Libertății reabilitat pe Anghel Salini anul trecut, în vara anului trecut. Urmează să avem și trama stradală din zona primăriei Târgoviște reabilitată. Cred că arată bine. Pot fi subiectiv, sigur, că eu sunt aproape de suflet toate investițiile pe care le-am realizat, și în fiecare dintre aceste investiții am investit muncă și, până la urmă, suflet. Pentru că nu sunt, pe parcursul execuției, probleme inerente. Plus că acum, existând această posibilitate de comunicare, de informare, Facebook și așa mai tot, toate rețelele, sunt tot felul de opinii, știi, de care eu am învățat să țin cont. Și am reușit să filtrez așa ceea ce este important de ceea ce nu este atât de important, și mai sunt și răutăți și așa mai departe. Dar am și comunicat și comunic foarte mult cu târgoviștenii, să știți, pe rețele de socializare. Eu în fiecare, și ziua, dar în principal seara, după ce ajung acasă, 2-3 ore fac această agendă electronică până la urmă. Aceasta este primăria Târgoviște. Unde, da? Luați decizii. Da, undeva în spatele Magnoliei, în stânga, acolo e tradițional biroul primarului municipiului Târgoviște, și cu piața Revoluției, zona din fața primăriei, clădirea din dreapta, care nu mai arată așa acum, a fost deja reabilitată, cel puțin zona de exterior, este corpul B al primăriei Târgoviște, care a făcut și el obiectul, sau face obiectul unui proiect de eficientizare energetică prin PNRR. Căutăm o finanțare și pentru primărie. Astfel încât... Urmăriți reabilitarea fațadei sau interior? Cu totul. Da, este monument istoric și durează ceva mai mult, dar nu putem să lăsăm acest monument să se degradeze. Încercăm să găsim soluții pentru cât mai multe dintre problemele pe care le avem. Cred că am rezolvat mare parte dintre acestea, și o să vă spun, în momentul în care am ajuns să ocup funcția de primar, aveam în fiecare primăvară cât o activitate asta foarte intensă de plombare de gropi pe multe străzi. Mai erau podul, spre exemplu, dinspre Aninoasă, era un coșmar, la rosturi și așa mai departe. Am reușit să reabilităm pasarela, să arate foarte bine în momentul acesta. La fel, pasajul de la Petru Cercel, la fel cel de la Teiș, unde am mai construit un pod nou lângă cel existent în acest moment. Strada Cornel Popa, stradă nouă, făcută de la zero, plus pasarela de acces către Mihai Bravo, din nou, șoseaua Găiești, care iarăși era un coșmar, nu știu ce se întâmplase, era stratul ăla de uzură care sărea într-o veselie și în fiecare primăvară trebuia să
cheltuim bani și așa, nu mai avem aceste probleme. Stau la gimnaziu, la fel, în aceeași situație. Mai sunt intervenții, dar nu mai reprezintă un volum atât de mare. Uitați, această imagine, dacă nu, și din această perspectivă, aici avem pasajul de la Petru Cercel. N-ai zice că e din Târgoviște. Dar este o imagine din dronă a pasajului de la Petru Cercel. Se vede în spate combinatul de oțelul speciale. Are ceva și american. Și în partea dreaptă sunt niște facilități ale mall-ului. Dacă, da, da, da. Dacă și mall-ul este o investiție. Investiție privată, dar care aduce plus valoare, în zona respectivă. Da? Deci vă aduc aminte și târgoviștenii sunt convins că știu că vreo 20 de ani a stat o grindă pusă de-a curmeziș așa pe unul din poduri, dinspre combinatul de oțelul speciale și uite cum arată în acest moment și am reușit lucrul acesta printr-un efort foarte mare. Este investit de la bugetul local aici, dar cred că Centrul Municipiului Târgoviște merita o asemenea investiție de natură să îmbunătățească mult condiția de trafic. Am avut investiție importantă și pe calea București. Am reușit să finalizăm intrarea în municipiul Târgoviște dinspre București. Iarăși avem o stradă la cele mai înalte standarde în acest moment. Am finalizat partea carosabilă și totală. Urmează să finalizăm și o pasarelă din dreptul benzinăriei. Dar erau foarte multe accidente acolo și am decis să facem o pasarelă care va fi și un simbol așa de intrare în tot e acolo și poarta Bucureștilor. În Târgoviște, care... da, e mai jos poarta Bucureștilor, da, da, da. este în cartier. Multe investiții. Așa, dacă stăm să ne gândim, în foarte multe zone am reușit să intervenim și să schimbăm cam ceea ce știam noi despre municipiul Târgoviște, cinematograful Independența. În anul 2015, în prima lună în care am fost votat în Consiliul Local viceprimar cu atribuții de primar, am fost la cinematograful Independența. Erau niște oameni ai străzii în zona de intrare de foaier. Și cădea tencuiala în capul trecătorilor de pe cinematograf. Și în sala de proiecție erau lilieci. Am și poze. Și acum uitați cum arată. Uitați cum arată sala. Eu cred că nu ne facem de râs în niciun fel de împrejurare. Că putem găzdui orice fel de eveniment. S-a mutat în această sală și Crizantema de Aur, care e cel mai longeviv festival de muzică din România și o carte de vizită pentru Târgoviște. Am mai spus, dar legat de Crizantema de Aur, nu cred că există festival în momentul ăsta care să trimită atât de direct către un oraș, cum este Crizantema de Aur. Da, da, da. De când spui Crizantema de Aur, spui Negri și Târgoviște, spui Târgoviște, te gândești imediat la festival muzical, la Crizantema de Aur. Mai este o explicație și pentru ceea ce realizăm, o relație foarte bună cu președintele Consiliului Județean. Pentru că este important un parteneriat instituțional. Spre exemplu, strada Calea București este realizată o treime cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dâmbovița. Drumul acesta către Șotânga, care e cu probleme în momentul de față, face parte dintr-un proiect european, este drum județean, dar era în administrarea municipiului Târgoviște, finanțat prin efortul Consiliului Județean Dâmbovița. Și e important lucrul acesta. De asemenea, va fi construită o parcare supraetajată, tot cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, pentru că nu reușim să le facem, nu avem resursele financiare de a le face pe toate, dar am găsit în domnul Corneliu Ștefan un partener pentru proiectele pe care municipiul Târgoviște le are. Și este important acest lucru. Am să vă rog acum, dacă se poate, privind titlul nostru trecut, prezent și viitor, să-mi spuneți
o realizare din trecut de care sunteți cel mai mândru, una care se desfășoară în prezent și ceva ce v-ați propus pentru viitor, foarte punctual. Sunt multe, n-aș putea să fac o ierarhizare la modul acesta, dar din așa la ce s-a încheiat acum, ar fi două investiții așa sufletești importante și un cum să spun, un efort așa și o investiție emoțională. Ar fi unul pe zona de transport public, stadionul Eugen Popescu. Acestea ar fi la care aș adăuga investițiile în zona educațională. Așa, ce avem în acest moment în derulare se leagă tot de investițiile din zona educațională, pentru că avem foarte multe investiții pe care le derulăm. Iar în viitor, două proiecte importante pentru municipiul Târgoviște. Conservarea și punerea în valoare a șanțului și a valului cetății. Avem proiectul, gata. Și, de asemenea, modernizarea Parcului Chindia. Două proiecte cu privire la care văd un impact deosebit. În rest, toate investițiile sunt, cum să spun, sunt deopotrivă dragi. Dar sunt unele, sigur, care au necesitate mai mult efort din toate punctele de vedere. Și sper să reușim să continuăm pe acest trend. Am reușit să ridicăm o ștachetă destul de sus. Trebuie să rămânem acolo. Acesta este un lucru important. Dar sunt convins că prin muncă, prin perseverență, cu ajutorul Dumnezeu, că nu poți să faci absolut nimic fără sprijinul și ajutorul Dumnezeu, pe care poate că toată nu-l merităm, da. Cred că e și un ritm în care ați intrat și din care probabil vă e greu să ieșiți. Eu văd asta la mine la școală, în timpul lecției, când suntem în febra lucrurilor, e foarte greu să te oprești. Cred da, este un ritm, da. Aici ritmul trebuie să-l susții financiar, cu proiecte, cu investiții, pentru că în momentul în care nu o să mai există aceste proiecte, aceste investiții, practic încep să-ți pierzi menirea de a fi în această funcție. Asta trebuie să faci. Trebuie să dezvolți orașul și trebuie ca oamenii să spună, da, domne, n-am făcut o alegere proastă, am făcut o alegere bună. E foarte important lucrul acesta și de fiecare dată e nimic care să te încarce mai emoțional, așa, pozitiv, decât o întâlnire cu un târgoviștean pe care nu-l cunoști, da, cu familie tine și așa mai departe, care să spună, domnul primar, mulțumim pentru ceea ce faceți. Lucrul ăsta întrece orice fel de satisfacție, de orice natură, pe zona aceasta. Aveți vreun regret, vreo nemulțumire, nu știu, vreun proiect care poate nu v-a ieșit sau nu a ieșit așa cum v-ați dorit sau o atitudine, poate? Sigur că acum suntem oameni. Învățăm din greșelile pe care le-am făcut. Poate că au existat și momente din acestea. N-aș putea să pun degetul în momentul de față pe o situație anume, dar cu siguranță au existat. Cu siguranță poate că lucrurile puteau fi făcute mai bine. Pot să vă spun însă și să vă asigur, l-am făcut cât de bine m-am priceput eu. Adică am dat tot. Poate că alții le făceau mai bine, poate că nu. Nu știu. Dar pot să vă asigur de lucrul acesta că am și eu și colegii mei din administrația locală, colegii din executiv, am făcut tot ceea ce a depins de noi ca să realizăm un anumit lucru. Și asta e o constantă, indiferent de ceea ce discutăm, asta e o constantă și n-am permis niciodată ca interesul public să fie în vreun fel sacrificat în favoarea vreunui interes privat, de grup, și așa mai departe. Și lucrul acesta este important și mă bucur că în acest moment pot să spun că am cel mai lung mandat de primar din istoria municipiului Târgoviște.
E onorant. Și voi rămâne aici atât timp cât oamenii vor avea încredere în mine. E evident. În momentul în care o să simt că lucrurile nu, mă voi retrage singur. N-am, adică în viață, pentru orice, un moment de început, ai un moment de ascensiune, da? Un moment de platou în care te menții și un moment în care sigur că trebuie să lași locul altuia. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus, că ține de conștiință, că aveți conștiința în păcate, că ați făcut tot ce a ținut de dumneavoastră și la standarde cât mai, cât mai deci, înalte. Așa este. Să știți că suntem cu toții oameni, da, umani, greșim în relațiile cu oamenii, nu știu. Dar ca primar, din acest punct de vedere al atașamentului față de municipiul Târgoviști, față de comunitatea târgoviștană, vă spun cu inima, cu mâna pe inimă și în fața lui Dumnezeu că nu am ce să-mi reproșez. Repet, altfel suntem oameni, cu toții. Dar raportat la atitudine față de comunitatea târgovișteană și față de municipiul Târgoviște în general, am făcut întotdeauna tot ce a depins de mine ca lucrurile să merg într-o direcție, într-o direcție bună. Personal, cred că lucrurile merg într-o direcție bună și vă felicit nu doar pentru cum arată astăzi Târgoviștea, ci și pentru faptul că puneți preț pe educație și asta se vede, ați amintit și în proiectele din trecut și în proiectele din prezent. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați acceptat invitația și ne-ați împărtășit câteva aspecte care țin, iată, de culisele, pentru că noi vedem ce se face în Târgoviște peste noapte și e foarte bine să știm cum se realizează aceste lucruri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți în fiecare miercuri și vineri pe Columna TV de la ora 18, precum și pe Facebook și pe YouTube Florentin Proful de Română, unde încărcăm aceste emisiuni și le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!